Sancțiuni contravenționale în valoare de peste 100.000 de, de lei au fost aplicate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice în urma unor controle efectuate în județul Călăraș. Potrivit compartimentului de relații publice al Inspectoratului Județean de Poliție, în ultima săptămână polițiștii au organizat și desfășurat acțiuni ce au avut ca scop verificarea și controlul societăților comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea produselor alimentare și nealimentare. La 12 societăți comerciale verificate au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale. Din totalul amenzilor, 9 au vizat legea privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Totodată a fost confiscată și suma de 1100 de lei reprezentând contravaloarea produselor alimentare, ulei, legume sau fructe pentru care nu s-au întocmit documente justificative cu ocazia vânzării.